Sistemul medical din Moldova a fost lovit dur de către pandemia de COVID-19, dar la moment situația este una gravă atât la noi cât și în întreaga lume. La această concluzie a ajuns directorul centrului COVID-19, Oleg Crudu, și a fost făcută în cadrul briefingului din această dimineață, în care au fost prezentate ultimile date legate de evoluția pandemiei de coronavirus. Мы видим, что на 24 апреля в Испании было инфицировано 331 дней где ангажаться системы здравоохранения. И на ресурсе мы много раз постоянно отвечали, а в лэмке 20% у которых медикалы в Италии, значит, будто он не прилет, тут было инфицировано. Причем на ресурсе для Руси, да, коэффициент 35% где ангажаться и медикалы, а спиталы где инфицировано, что он не так коммунарка, да, au dezvoltat deja imunitate. În prezent se lucrează intens atât la protejarea cetățenilor, cât și a tuturor persoanelor din cadrul sistemului medical, a mai spus Crudu. Ne străim la maxim să evităm contractarea unei infecții între spitalizări, atât între pacienți, cât și de la pacient la personal medical. În mediu zilnic noi avem 40-50 de pacienți cu maxim de 84 de adrese pe zi. Evident, absolut tot se efectuează analiza la testarea COVID și metoda PCR. Deci, de la începutul pandemiei de coronavirus în Moldova și până în prezent, aproximativ 870 de angajați ai sistemului medical au fost infectați cu virusul de tip nou, timp în care, inclusiv cu ajutorul acestora, peste 1100 de persoane au fost tratate de COVID-19.